Frați și surori, înainte să înceapă videoclipul, aș vrea să vă spun că dacă vreți să apăreți în următorul meu clip, trebuie să completați următoarele reguli mai puțin de 10 secunde. Apasă butonul de like la acest videoclip, abonează-te la acest canal de YouTube, activează clopoțelul bifă să ți se trimite toate notificările și lasă 6 comentarii în care scrii literă cu literă cuvântul frăția, respectiv o singură literă pe comentariu. Succes! Salutare, frați și surori, mă numesc Marius Iangu, iar astăzi, guys, ne aflăm din nou pe Brawl Stars pentru a face un mic mare anunț, guys, însă vreau să vă uitați la tot videoclipul pentru că orice informație din acest videoclip este foarte prețioasă. Înainte să înceapă clipul, aș vrea să anunț abonatul episodului și totodată să vă rog să apăsați butonul de like, care este Mihai Sebastian Florea, care a scris comentarii literă cu literă, respectiv o singură literă pe comentariu, cuvântul frăția, locul pe care trebuie să-l faci și tu dacă vrei să apară în următorul meu videoclip. Guys, astăzi, deci bă, vreau să se înțeleagă de la începutul videoclipului că eu nu zic că acest brawler se va adăuga sau nu, însă s-ar putea ca în viitor, guys, să avem o nouă legendară din familia brawlerului Mortis. Guys, nu zic că gen sunt frați sau ceva de genul, însă Mortis este singurul brawler din Brawl Stars care duce puțin, dar foarte, foarte puțin pe partea creepy. Deci foarte, foarte puțin, pentru că este un asasin, dar știți și voi povestea lui Mortis. Însă, noi, guys, sunt niște informații care nu sunt oficiale, vă zic de acum. Cum că s-ar putea să se adauge un nou brawler, și repet, un nou brawler legendar, care să fie și puțin creepy. O să dau un solo shout-out, guys, că o să vă exprim mai multe despre chestia asta. Totodată sunt foarte, foarte excited pentru că s-ar putea să fie primul brawler din Brawl Stars care chiar să fie creepy, adică chiar că în momentul în care îl vezi să aibă anumite efecte pe lângă el, se zvonește că o să aibă anumite efecte pe lângă el care să-l vadă că gen e un fel de boss. Na, ca să se ducă jocul mult, mult mai sus. Hopa, deci mamă ce dă băiatul ăla. Cam asta am vrut să vă zic. Gen, deci e foarte, foarte șmecher, guys. Vreau toată lumea, deci toată lumea să scrie în comentarii dacă, să zicem, cumva, printr-o minune, se va adăuga acest brawl pe care o să vi-l spun. Printr-o minune, ce credeți că va fi? Eu, din surse, să spunem, v-am zis că nu sunt surse oficiale, sunt din surse sigure, s-ar putea să fie un brawler legendar. Să fie un brawler legendar pentru că până acum brawlerii legendari sunt în, să spunem așa, nu prea mai sunt așa de mulți brawleri. O să vă zic și la final și de ce. Prima dată, guys, să terminăm meciul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult de la susținerea de la clipul de dinainte. Ok, ne-au omorât, n-am, deci cred că toată lumea aștepta să mă moare. Bun, deci hai să mergem, guys, prima dată la brawler și să vă zic de ce cred eu că o să fie un brawler legendar. Păi, guys, nu știu dacă ați observat, sunt și de la Supercell, urmăresc să nu existe o categorie de brawler care să fie pur și simplu în inferioritate numerică, dar gen maxim, adică să fie 300 de brawleri de-aia și 5 brawleri legendari. Tocmai de aceea, înainte să deschidem boxul ăsta, țac-pac, mergem și pe shop, fai de mai aici ce este free, țac-pac, mergem aici la brawler, da? În primul rând, deci brawler sunt foarte, foarte mulți la Trophy Road. Deci la Trophy Road cred că sunt undeva la 8 brawler. Să uităm aici, să vedem câți brawler sunt la Trophy Road. Deci, o mamă cât ție, deci e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 brawler la, deci avem, guys, odată, 10 brawler la Trophy Road. După chestia asta, următoarea raritate, bănuiesc eu că e rar, adică cei verzi, care sunt următorii, 1, 2, 3, 4. Deci sunt 4 brawler verzi. După chestia asta, vin cei super, care sunt 1, 2, 3, 4, 5. Dacă ați observat, s-a băgat noul brawler Jackie, care este super rar. Deci da. După avem Epic, care sunt 1, 2, 3, 4, 5, care și ei sunt 5. Avem miticile, care sunt și ele 5. Și mai rămân încă două categorii, guys. Încă două categorii. Respectiv, brawlerii rari și brawlerii legendari. Acum vă întreb eu, brawlerul ăsta, știți că se adaugă un brawler în aprilie, ce raritate credeți că o să aibă? Exact, guys, brawlerul care se va adăuga în aprilie va fi de raritate rară. Și tocmai de aceea, după, toți brawlerii vor avea 5 de raritate. Și după urmează, după codul nescris al Brawl Stars-ului, un brawler legendar. Al cincilea brawler legendar, pentru că sunt aici. Deci sunt 5, deci sunt 5 brawler mitici, 5 brawler epici, pentru că mai e și Piper pe care eu o am. Sunt 5 rari de ăștia, că e una, nu. Și de ăștia sunt 4 brawlere, fuck.
Deci, a, și de ăștia-s 4, bro. 1, 2, ba nu, 3, 4, 5, să zicem și de ăștia. Bun, am numărat eu bine, bun. Deci, guys, următorul brawler care se va adăuga din luna aprilie va fi rar, cel mai probabil. Deci, cel mai probabil va fi rar și după se va adăuga unul legendar. Chiar acum, guys, aveți posta pe ecran cum arată brawlerul legendar. Deci, bă, numai după asemănarea lui și după numai texturile lui vă puteți da seama că este un brawler creepy. De unde îți poți da seama mai exact? De pe, să spunem așa, masca deasupra nasului, acel semn, care este o față cu ochii roșii, care cred că subliniază fața lui, pentru că vedeți că la ochi, ochii lui are ceva aici la ochi, ceva specific, gen. Și vedeți că și masca are la fel ceva ochi, deci arată foarte, foarte creepy. Acum, guys, nu o să vă las cu ochii în soare și doar cu o poza brawlerului, ci o să încerc să vă dau și anumite informații, după cum v-am spus, mai puțin reale sau mai nereale, eu nu garantez că o să se adauge, este doar un mit, este doar un mit. Noul număr se numește Gorge, Gorge, G-O-R-G-E. Este un Cosmic Oracle de Top Deck Pass, deci este un brawler care deschide pasaje negre. Pasaje întunecate. Deci el atacă, guys, cu ghearele lui negre, care, pur și simplu îl fac să fie blestemat și pur și simplu, bă, dă foarte, foarte mult damage. Adică în momentul în care vreau să dă damage se transformă. Cam asta e un rezumat a ceea ce vrea să spună. A curious prophecy appears above the enemy that George attack and soon the prophecy takes place, creating an explosion of magic and damaging the enemy. Deci știi că e ceva profeție, cum că în momentul în care George atacă și dă foarte mult damage, după se creează o explozie de magie și dă damage la adversar. Deci un brawler foarte, foarte interesant. If George attacks the enemy once again before the prophecy takes place, the prophecy returns to giant and provides this hat. He creates a portal that provides irradiation with his superpower. Deci, cu superpower-ul lui, guys, faci ceva portal. Nu prea înțeleg ceva radiații cu portal, habar nu am, însă, bă, cum îi zice? George ăsta, bă, e o nebunie, bă, bă, e o nebunie de brawl. Deci, vedeți acolo, guys, că pe lângă chestia asta, acum o să vă arăt chiar acum la primul level, toate chestiile, gen toate, să spunem așa, atacurile lui. Avem o dată health care este de 5600. Deci 5600 damage are, gen, are viața. După chestia asta, per gheară, dă 500 damage per gheară. Dacă dă cu burst, adică dă câte 3, dă 800 de fiecare. Heal-ul dă 300 și super-ul e un portal care stă 30 de secunde, bradere. Deci, bă, e foarte greu în momentul în care nu știu cum se mișcă pe hartă să ne gândim cum ar acționa aceste atacuri. Însă, un scurt rezumat al brawlerului George este că este un brawler creepy, care o să creeze un portal din ultimată, el dă cu ghearele și îl caracterizează o înfățișare foarte, foarte creepy. Vreau, guys, chiar acum din ce v-am prezentat eu, clar dacă se va adăuga în joc nu va fi doar atât, deci 100% în cazul în care se va adăuga acest brawler în joc, nu știu câte șanse sunt, însă în cazul în care se va adăuga 100% nu va fi doar ce am spus eu. Vreau să-i dați o notă, guys, în comentarii. Vreau ca toată lumea care vede clipul ăsta să-i dea o notă lui Gorge în comentarii. Frate, tuturor, cam atât a fost cu acest videoclip. Am vrut să vă prezint acest brawl, nu garantez, este doar un mit că se va adăuga, nu garantez că se va adăuga. Eu am fost Marius Iancu, ne vedem curând cu un nou episod și v-am salutat. Hai, salut!